M-am uitat că în weekendul acesta de sărbători m-a binecuvântat Domnul, ne-a binecuvântat Domnul cu vizita rudelor, numai 17 dintre ei, că suntem mai mulți. Mi-aduc aminte că într-o împrejurare am avut 17 musafiri la masă, erau parte din ei din Chicago și unul din prietenii din Chicago care era cu noi la masă mi-a zis așa: ce, măi, Lazare, ce vă iubește pe voi Domnul. Și am zis, dar cum ai descoperit asta? Păi zice, uite cu câți musafiri v-o binecuvântat. Am zis, Paule, mă rog Domnul să te iubească și pe tine tot așa de aici încolo. E frumos să fii împreună, e frumos să fii cu rudele, să fii cu biserica Domnului, să fii cu prietenii, e frumos să fii în prezența lui Dumnezeu. Vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Evanghelia după Luca, capitolul 2. Citim de la versetul 25 la 35. Evanghelia după Luca, capitolul 2, de la versetul 25 la 35, suntem încă în această atmosferă a Crăciunului, a nașterii Mântuitorului. Să ascultăm cuvântul Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul. Și când au adus părinții în lăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobozește în pace pe
pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să se descopere gândurile multor inimi. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul pe care l-am citit este acel moment, acel episod din viața pământească a Domnului nostru Iisus Hristos, când, după legea lui Moise, la 40 de zile, un copil de parte bărbătească era dus la templu pentru ca mama să aducă o jertfă de curățire înaintea Domnului și astfel copilul să fie înregistrat în rândul populației iudaice. Aceasta era legea în Israel. Un copil de parte bărbătească era tăiat împrejur la 8-a zi după naștere, potrivit Levitic 12:3, Luca 2:21, și este foarte interesant să cunoaștem acest amănunt pentru cei ce nu-l cunosc. Cercetările științifice medicale moderne au descoperit că în oameni, în noul născut, de fapt, factorul care coagulează sângele, deci factorul de coagulare a sângelui, începe să se producă din prima zi de naștere. Și acest factor de coagulare crește și atinge intensitatea maximă în viața unui om în a 8-a zi după naștere. După aceea se duce iar în jos. Nu este interesant că Domnul a poruncit în Israel copiii să fie tăiați împrejur în ziua a 8-a, mai ales în condițiile primitive în care trăiau atunci, pentru ca copilul să nu piardă sângele și să se îmbolnăvească, să moară? Dumnezeu cunoaște toate lucrurile, mărit să fie numele Lui. Apoi, la 40 de zile, cum am spus, după naștere, era dus la templu pentru ca mama să aducă jertfa de curățire. Găsiți aceasta în Levitic 12:4, Levitic 12:6-8. Și iată că părinții sfinți, Iosif și Maria, au luat pe micuțul lor, Iisus, Dumnezeul cerului și al pământului, nu? Cum spune una din cântări, când Maria săruta pe pruncul Iisus, săruta fața lui Dumnezeu. Este glorios lucrul acesta. Au luat deci pe micuț și l-au dus la templu. Și aici, la templu, iată că un bătrân cu numele Simeon întâmpină familia sfântă. Duhul Sfânt îl cercetează și îi revelează din nou: ți-am spus că nu vei muri până nu vei vedea pe Hristosul, pe Mesia, făgăduit lui Israel. Și acum Duhul Sfânt îi spune: uite-te la familia aceasta, la tineri aceștia. Pruncul care este în brațele lor este pruncul de care eu ți-am vorbit. Și de aici Simeon procedează la binecuvântarea copilului și, bineînțeles, la profeția pe care am auzit-o. Simeon este omul care ne dă o pildă, frați și surori, doamnelor și domnilor, cum să-L așteptăm pe Iisus Hristos, cum să așteptăm Crăciunul. De aceea și mesajul meu din această dimineață se va intitula: cum se așteaptă Crăciunul? A trecut Crăciunul, dar când vorbim de Crăciun, vorbim de nașterea Mântuitorului. Cum se așteaptă nașterea Mântuitorului? Simeon ne spune cum. Într-o lume în care trăia Simeon, se văd lucruri care se văd și în lumea noastră. Simeon trăia într-o lume a indiferenței.
într-o lume a ignoranței, într-o lume a nepăsării totale. Pentru că așa cum cunoaștem bine cuvântul lui Dumnezeu, când cărturarii, doctorii legii au fost întrebați de Irod de unde trebuie să se nască Mesia, știau unde. Dar nu-i interesa dacă s-a născut sau nu. Dacă este acolo sau nu este acolo. Lumea noastră nu este diferită. Lumea noastră este la fel de ignorantă și la fel de străină față de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Crăciunul a devenit o sărbătoare comercială și măcar că este Crăciun, mi-aduc aminte că am citit în USA Today un mini articol, un reporter, fără să caute lucrul acesta, s-a dus în mall să vadă care este atmosfera din mall. Și două doamne în Hollywood, în marea societate americană, două doamne, se vedea că era din societatea înaltă, după îmbrăcăminte, după bijuterii, după locul unde făceau cumpărăturile, discutau împreună și aceasta l-a determinat pe reporter apoi să scrie un mini-articol. Și una dintre ele spunea către cealaltă, auzi dragă, creștinii ăștia l-au introdus și pe Hristos în Crăciun. Hello, idioțenia voastră! Nu este Crăciun fără Hristos. Numai în cap oamenii de Hristos. Îl scot din orice reprezentare. Și lumea vrea să devină ignorantă. Dar ca lumea, ca tu, ca eu, ca noi, ca familiile noastre să fie binecuvântate, noi trebuie să știm să-L așteptăm pe Iisus Hristos. Să ne bucurăm de nașterea Lui, să ne bucurăm de lucrarea Lui, să ne bucurăm de persoana Lui, să ne bucurăm de dumnezeirea Lui, să ne bucurăm de moartea și învierea Lui, de viața Lui fără de păcat. Dar cum îl așteptăm? Cum l-a așteptat Simeon de a putut apoi să fie binecuvântat? Nu numai el să binecuvinteze, el însuși să fie binecuvântat. Pasajul nostru ne vorbește despre trei adevăruri de felul în care un om care vrea să primească îndurarea lui Dumnezeu să aștepte pe Mântuitorul, să aștepte Crăciunul. Și în primul rând, frați și surori, doamnelor și domnilor, să vedem caracterul celor ce așteaptă Crăciunul, celor ce așteaptă pe Domnul. Ca să poți să-L întâmpini pe Domnul, trebuie să-L aștepți nu cu indiferență, nu cu o atitudine de nepăsare, nu cu o atitudine de ignoranță, ci îmbrăcat într-un caracter sfânt. Pentru că uitați ce spune cuvântul Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Uitați-vă împreună cu mine la trei dimensiuni ale caracterului lui Simeon, care aștepta mângâierea lui Israel, aștepta să vină Iisus Hristos. Prima dimensiune, Simeon aștepta pe Iisus cu integritate. Cu integritate. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. Era integru în caracterul lui. Era integru în trăirea lui înaintea lui Dumnezeu. Avea integritate în ce privește relația lui cu casa Domnului. Imaginați-vă că omul acesta este bătrân și o viață întreagă să aștepți să-L vezi pe Mesia, trebuie să te duci în fiecare moment, în fiecare zi, în fiecare sărbătoare la casa lui Dumnezeu. Nu observați cum obosesc oamenii noștri? Nici de Crăciun și de Paști unii nu mai vin la biserică. Nici de Crăciun și de Paști. Dar omul acesta este un om integru, nu-și trădează caracterul sfânt. Mi-a spus Dumnezeu că-L voi vedea și mi-a spus Dumnezeu că-L voi descoperi în casa Lui, în templu, acolo mă duc. Integritate. Integritate, chiar dacă alții spun, mori și n-ai să vezi binecuvântarea. Nu este Simeon acela care crede asemenea vorbe. El știe că Dumnezeu se ține de cuvânt. Dumnezeu se ține de cuvânt. Pentru că acest Simeon are în caracterul lui, în integritatea lui, această trăsătură. Îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu este credincios făgăduințelor lui.
Dumnezeu ce a promis împlinește. Cuvântul lui este da și amin, făgăduințele lui sunt da și amin. 2 Corinteni 1:20, toate făgăduințele lui, toate promisiunile lui sunt da, amin. Dumnezeu ne-a promis că ne binecuvintează, ne binecuvintează. Dumnezeu ne-a promis că ne face bine, ne face bine. Ne-a promis că ne mântuie, ne mântuie. Dar noi trebuie să fim integri. Să căutăm aceste binecuvântări, să căutăm aceste promisiuni și să nu dăm înapoi, chiar dacă ni se pare, s-a dus viața și n-am văzut promisiunea aceea, n-am văzut profeția aceea, n-am văzut cuvântul acela, n-am văzut evenimentul acela. Habacuc s-a dus înaintea Domnului și a zis, Doamne, tot e sănăruie, eu nu mai văd nimic. Și Domnul i-a spus, tu rostește-ți profeția și așteaptă, pentru că știi ce spune în continuare? Se va împlini negreșit. Negreșit. Simeon este un om din acesta. Un om din acesta îl vede pe Iisus Hristos. Un om din acesta se întâlnește cu Iisus Hristos. Un om din acesta vede făgăduințele lui Dumnezeu și un om din acesta trăiește făgăduințele lui Dumnezeu. A doua trăsătură de caracter a lui Simeon, pe lângă integritate, este, el așteaptă pe Iisus cu intensitate. Uitați-vă din nou la versetul 25, partea a doua. Simeon aștepta mângâierea lui Israel. Când aștepți să fii mângâiat, vei aștepți cu pasiune, aștepți cu dorință, aștepți cu intensitate. Frați și surori, să vă aduc aminte, în Iisus Hristos este mântuire, în Iisus Hristos este vindecare, în Iisus Hristos este binecuvântare, în Iisus Hristos este mângâiere, în Iisus Hristos este bucurie, în Iisus Hristos este împlinire, în Iisus Hristos sunt toate lucrurile. Dacă dorim aceste lucruri din Iisus Hristos, atunci trebuie să-L aștepți cu multă intensitate, cu multă pasiune. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Psalmul 130, versetele 5 și 6, mai mult decât așteaptă străjerul dimineața. Așteaptă sufletul meu să te vadă pe tine, Dumnezeule. Și l-a văzut dacă a așteptat cu pasiune aceasta. Uitați-vă la cuvântul Domnului în Geneza 32:26. Nu mă las de el până nu mă binecuvântă. Dacă aștepți cu această pasiune, Dumnezeu își pune mâinile peste tine. Sau uitați-vă în Marcu 5:28, Matei 9:21. Femeia aceasta care este bolnavă de 12 ani de zile. Nu mai să mă ating de poala hainei lui. Și sunt bine. Sunt bine. Sunt vindecată. Sunt ridicată. Simeon așteaptă cu intensitate. La foarte mulți dintre noi le lipsește pasiunea aceasta, intensitatea aceasta, dorința aceasta intensă de a-L aștepta pe Domnul, de a se întâlni cu Domnul. De exemplu, când David spune în Psalmul 122 cu versetul 1, mereu îl amintim, uitați-vă ce spune David, mă bucur când mi se zice ce? Haidem la casa Domnului, pentru că acolo ne întâlnim cu Dumnezeu. Mă bucur când mi se zice, hai la rugăciune. Mă bucur când mi se zice, hai de la studiu biblic. Mă bucur când mi se zice, hai de la cor. Mă bucur când mi se zice, haidem să ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar dacă spunem, iară? Dar dacă spunem, iară? Și astăzi, de două ori? Bisericile americane foarte multe, cu tristețe trebuie să spunem, au devenit și în Europa, mai mult decât în America, un adevărat cimitir. Rând pe rând, oamenii n-au mai găsit plăcere în cursul săptămânii să meargă la casa Domnului. Au scos serviciile divine de peste săptămână. Rând pe rând, oamenii au zis, prea multe servicii, două pe weekend, au scos serviciul de seară. Și acum se duc la biserică dimineața, o mână de oameni, niște bătrâni care abia să mai țin pe picioare. Asta e, unde-i pasiunea? Unde-i pasiunea? Dacă așa ar sta lucrurile în casele noastre, dacă nu ți-ai iubit soția, dacă nu ți-ai iubit soțul, dacă nu ți-ai iubit copiii, dacă nu ți-ai iubit părinții, ce s-ar alege de familiile noastre? Dar acolo punem pasiune, muncim de dimineață până seara, mergem să cumpărăm cadoul cel mai frumos, mergem să facem locul cel mai bun, să avem mâncarea cea mai bună pe masă, să ne ocupăm de familie. O facem,
frați și surori, este o mâncare care ne ține pentru eternitate. Este cuvântul lui Dumnezeu. Este cineva care ne poate binecuvânta pentru eternitate. Este Iisus Hristos. Este cineva care ne poate ridica în fața lui Dumnezeu pentru eternitate. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în mijlocirea lui după voia lui Dumnezeu. Este cineva a cărui plan este să nu fim nenorociți, ci să avem o speranță și un viitor binecuvântat. Este Dumnezeu Tatăl. Dar ca să ai parte de ele, să avem parte de ele, pune dorință. Pune pasiune. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Mă bucur când mi se spune, hai la rugăciune. Mă bucur când mi se spune, hai la orchestră, hai la repetiție. Hai să ne întâlnim pentru studiu biblic. Hai să vorbim despre lucrările lui Dumnezeu. Știi ce se întâmplă pe lângă altceva? Dumnezeu ia notă de fiecare meeting. Pentru că în cuvântul Domnului spune, o carte de aducere a minte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce s-au adunat să vorbească despre lucrurile lui. Că sunt casă, că sunt biserică. Și Dumnezeu în ziua judecății lui ne va deschide carte, ne va pune în față și spune, da, da, m-ai căutat, iată-mă. Simeon este omul care îl așteaptă cu integritate, îl așteaptă cu intensitate. Și apoi este a treia dimensiune în caracterul lui, Simeon îl așteaptă pe Iisus Hristos sub inspirație divină. Nu după poveștile de la National Geographic și nu după teologia de la Discovery Channel sau Learning Channel. După inspirația Duhului Sfânt. Uitați ce spune versetul 25, partea finală. Simeon aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Asta este secretul. Acesta este secretul. Dumnezeu nu poate să fie înțeles și nu poate să fie descoperit decât numai prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel, scriind Corintenilor 1 Corinteni, capitolul 12, versetele 1 la 3, spune și nimeni nu poate să spună Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Ce înseamnă aceasta? Adică nimeni nu poate ajunge la concluzia, la convingerea că în adevăr Iisus Hristos este Dumnezeu dacă Duhul Sfânt nu-i revelează lucrul acesta. Că așa poate să spună oricine de pe buze. Iisus Hristos este Domnul. Dar nu se vede că este Domn în viața lui, nu se vede că este Domn în viața ei. Frați și surori, Duhul Sfânt este peste Simeon. Duhul Sfânt îl inspire, versetul 26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnul. Duhul Sfânt îi revelează adevărul. Uitați-vă la versetele 27, la 32. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei, Stăpâne, mântuirea ta, după cuvântul tău. Poți să te citești cuvântul, dar dacă Duhul Sfânt îți revelează cuvântul, să vezi ce este în cuvântul acela, nu înțelegi. Nu pricepi. Este Duhul Sfânt care ne învață legea lui Dumnezeu. Duhul Sfânt face pe înțelesul tău și al meu cuvântul profetic. Slobozește în pace acum pe robul tău, după cuvântul tău. Ei, fost vreodată și sunt sigur că ai fost. Fii acasă în studiu personal sau cel puțin aici în biserică, sunt convins, să auzi un text pe care în sinea ta când l-ai auzit citindu-se, poate că a fost un text arhicunoscut. Imediat ți-ai făcut socoteală și ai zis, dar ce mai citit și textul ăsta, că toată lumea îl știe ca pe o poezie. Or, să fie invers, să se citească un text care n-are niciun sens, un verset singur, și să zici, dar ce se mai poate spune din versetul acela? Omenește nu se poate spune nimic dintr-un text mult predicat, omenește nu se poate spune nimic dintr-un text obscur în înțelegerea noastră, dar când vine Duhul Sfânt peste păstor, peste predicator, când vine Duhul Sfânt peste biserică, atunci exclami înaintea lui Dumnezeu și spui, așa ceva n-am auzit. Așa ceva n-am putut să cred că este în cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce? Este Duhul Sfânt care revelează. Este Duhul Sfânt care descopere. Este Duhul Sfânt care vorbește. Este Duhul Sfânt care mă face să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Deseori mă întreabă frașe, surori și prieteni, dar cum ai putut să vezi asta în Scriptură? Nu poți să o vezi dacă nu ți-o arată Duhul Domnului. Și bineînțeles, dacă nu stăruiești asupra cuvântului lui Dumnezeu, zi și noapte. Dar este frumos să stai la dispoziția Duhului Sfânt. Este frumos.
pentru mine este o mângâiere extraordinară. Să deschid Scriptura, să citesc, să văd în Cuvântul lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt al Dumnezeu, lucruri pe care Dumnezeu mi le revelează și poate alții nu le văd. Pentru mine este o bucurie deosebită. Este împlinirea înaintea lui Dumnezeu să văd adevărul lui Dumnezeu în cartea Lui. Și de aceea pot să stau în fața dumneavoastră prin îndurarea lui Dumnezeu cu adevărul lui Dumnezeu. Cel ce ne dă nume, cel ce ne ridică, să știți, nu este studiul, nu este pregătirea academică, ci cel ce te ridică este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că poți să ai pregătire academică, sunt pentru că știți că sunt un om educat, poți să ai toate titlurile, tot ce vrei, dar dacă n-ai ungerea divină, cuvântul este ceva sec și este ceva fără esență. Dar poți să n-ai nicio pregătire divină cum este profetul Ilie și cum este profetul Elisei. Când au văzut oamenii cu ce putere lucrează, cu ce ungere lucrează, aduceți-vă aminte, femeia aceea care cu soțul l-a invitat să aibă o odaie de sus în casa lor și să se ocupe de problemele lor, spune, acum cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Pentru că au văzut pe Duhul Sfânt, au văzut puterea lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă vrei să te întâlnești cu Iisus Hristos la Crăciun, cum îl aștepți? Îl aștepți cu caracter, cu integritate, cu intensitate și sub inspirația Duhului Sfânt. În al doilea rând, mângâierea celor ce așteaptă Crăciun. Mângâierea celor ce așteaptă Crăciun. Adică mângâierea celor ce așteaptă cu adevărat să se întâlnească cu Iisus Hristos și în această sărbătoare glorioasă. În cazul lui Simeon, asistăm la două mângâieri mari. Prima este mângâiere prin primirea lui Iisus. Uitați-vă în versetul 28 din Luca 2, Simeon a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu, a luat în brațe pe Iisus Hristos. Dar frați și surori, doamnelor și domnilor, înainte să-L iai în brațe pe Iisus Hristos, trebuie să-L iai în inimă. Că altfel nu-L iai în brațe. Îl scap din brațe. Nu-ți trebuiește. Îl scap din brațe. L-a avut în inimă. Mângâierea este aceasta. Primește-L pe Iisus Hristos în inima ta. Ia-L în faptele tale. Ia-L în umblarea ta. Ia-L în planurile tale, ia-L în dorințele tale, ia-L în voința ta, ia-L în imaginația ta, ia-L în familia ta, ia-L în deciziile tale, ia-L în închinarea ta, ia-L în umblările tale, ia-L în școală cu tine, ia-L la serviciu cu tine. Și lumea va vedea lucrul acesta. Lumea va vedea lucrul acesta. Dați-mi voie să vă aduc din nou aminte un lucru care îl știți, dar face sens ca să mă înțelegeți mai bine. Fratele Rayburn, mulți dintre dumneavoastră nu l-ați uitat, nu? Bill Rayburn a fost liderul nostru în Church of God, un om deosebit al lui Dumnezeu, pentru care trebuie să ne aducem aminte să ne rugăm și în zilele acestea, pentru că este bătrân și bolnav și neputincios acum. Dar imediat după ce s-a pensionat, un an sau doi, m-a sunat. Lazar, vreau să vin să te vizitez. Sigur, frate Rayburn, când puteți veni? Ne-am acordat programul, că să fiu și eu acasă, și a zis atunci, atunci veniți, frate Rayburn. Vă luați bilet și Biserica Emanuel vă decontează biletul și avem grijă de dumneavoastră. Lazar, să nu mă pui la hotel, să mă ții la tine. Vreau să fiu în casă cu familia ta la părtășie, ce frumos. Era o onoare să ai în casă un astfel de om. Și spune la Magdalena să facă mămăligă și sarmale. Bine. M-a sunat și a zis, vino să mă iei de la aeroport. M-am dus și l-am adus acasă. Stăteam la masă. Și în timp ce servea masa, fratele Rayburn a zis, Lazar, vrei să spun ce s-a întâmplat venind spre tine și spre voi? Spune-ți-mi, fratele Rayburn. Zice, am condus până în Atlanta, din Cleveland, și când am ajuns în Atlanta, era o furtună puternică. Mircea, nu știu cum stați voi acolo în Atlanta. Era o furtună puternică în Atlanta. Și foarte multe zboruri au fost anulate din cauza furtunii.
Și fiind anulate, atunci foarte multe zboruri au trebuit să fie reprogramate pe avioanele care mergeau, oamenii să fie reîmpărțiți, știți. Și zice, m-am pus într-un rând lung și eu trebuie să mă duc din nou să-mi reverifice locul și biletul, să vedem dacă rămân pe flight sau nu, pe zbor. Și stăteam la rând, stăteam la rând. N-am fluierat, n-am murmurat, n-am cântat. Mă gândeam cum va fi când mă întâlnesc cu voi și ce părtășie vom avea în familie și în biserică. Și după aproximativ 5 minute, Domnul din fața mea s-a întors dintr-o dată spre mine și a zis către mine, tu ești creștin, nu-i așa? Și am zis, da, sunt creștin. S-a uitat la mine furios și a zis, te-am simțit, Domnule, te-am simțit. E bun, când dracii tremură în fața ta, înseamnă că l-ai luat pe Hristos cu tine. Trebuie să te simtă, Domnule. Nu să simtă altceva. Să te simtă că ești omul lui Dumnezeu. Simeon a luat pruncul în brațe, dar l-a avut în inimă întâi. Iisus Hristos trebuie să locuiască în tine și în mine. Hristos în voi, nădejdea slavei. Dar ca să locuiască Hristos în tine și în mine, umple-te de cuvântul lui Dumnezeu. Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Umple-te de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Stăruiește, cere, Doamne, locuiește în mine, Doamne. Locuiește în casa mea. Și vecinii vor ști că acolo locuiește Dumnezeu. Colegii vor ști că acolo locuiește Dumnezeu. Colegii de lucru, de școală, de facultate, de liceu, toți vor ști, acolo locuiește Dumnezeu, în ființa aceasta locuiește Dumnezeu. Nu putem vorbi urât în prezența ei, nu putem blasfemia în prezența lor, nu putem bârfi în prezența lor. Când te duci în vizită la cineva, dacă te simte că este Hristos în tine, nu, primul lucru de care ne apucăm este bârfa și critica la adresa lucrării Domnului, la adresa lucrătorului Dumnezeu. Și primul lucru este, hai să ne rugăm Domnului mai mult pentru lucrarea Domnului, pentru lucrătorii Dumnezeu. Mângâierea pe care a avut-o Simeon a fost că l-a primit pe Iisus. Mângâierea pe care poți să o ai tu în această sărbătoare este Iisus Hristos să locuiască în tine. Ia-L în inima ta, ia-L în casa ta. Apoi, a doua dimensiune a mângâierii lui este satisfacție deplină. Uitați ce spune cuvântul Domnului în versetele 29 la 31. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când te zidește cuvântul pe care îl asculți, când te unge la inimă cântarea din worship, din grup, când te binecuvintează cântarea corului, fanfarei, orchestrei, când îl experimentezi pe Iisus Hristos în vindecare divină, când vezi că Iisus Hristos te călăuzește, când, cum amintea Călin, ca în cazul fratelui meu Liviu, aștepta să vină aprobarea pentru soție și a venit și pentru copii. Când vezi că Dumnezeu îți dă și o măsură pe deasupra. Când Dumnezeu te binecuvintează să vezi îndurarea Lui. Când vezi că ai ajuns la limită în familie, la limită cu finanțele, la limită cu sănătatea, la limită cu toate resursele și când ai ajuns la limită și ai zis nu mai pot, a venit Dumnezeu și a turnat din sacul Lui. Nu-i așa că ești satisfăcut? Asta este întâlnire cu Iisus. Să ai satisfacție sufletească. Da, l-am văzut. Putea oricine să-i spună lui Simeon, toți cărturarii din Ierusalim în vremea aceea, pe cine ai ținut în brață? Pe Fiul lui Dumnezeu. S-o crezi tu. S-o crezi tu. Ba da, eu l-am ținut pe Fiul lui Dumnezeu. Mă pot duce în pace în mormânt pentru că l-am ținut în brațe. Putea să meargă toți generalii de la Roma și Cezar și toată trupa lui de idolatri și să-i spună acelui ofițer, sutașul aceluia care a asistat și a comandat executarea prin crucificarea Mântuitorului Iisus Hristos. Asta a fost un tâlhar, un hoț, un rebel. Nu, a fost
cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Eu l-am omorât, dar El m-a mântuit. Eu am fost brută cu El, dar El m-a mângâiat. Eu l-am scuipat și am smuls barba, dar El s-a rugat pentru mine și a spus: Tată, iartă-L că nu știe ce face. M-am uitat la ceilalți de lângă El, cum blestemau pe Dumnezeu, cum blestema pe Cezar, cum blestema, mă blestema pe mine. M-am uitat la ei. Omul acesta a binecuvântat. Cu adevărat, este Fiul lui Dumnezeu. Puteți să-mi spuneți voi ce vreți. Eu am această mulțumire că L-am descoperit. Sau, dă slavă lui Dumnezeu că cel care ți-a vindecat ochii e un păcătos. Ha, ha. Nu știu dacă e păcătos. Voi m-ați învățat și mi-ați spus că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Nu? V-ați uitat teologia? V-ați uitat doctrina? De la voi am învățat aici pe treptele templului, că eu am fost orb, n-am știut să citesc, numai ce am auzit. Și pe voi v-am auzit că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Cum a putut un păcătos să-mi deschidă mie ochii care n-am văzut niciodată în viața mea? Eu una știu, am fost orb și acum văd, dar cel ce m-a făcut să văd este Fiul lui Dumnezeu. Am această satisfacție că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Am această împlinire că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Am această împlinire că mi-am făcut slujba cu bucurie înaintea lui Dumnezeu. Am această satisfacție că poporul este mulțumit și binecuvântat de slujba pe care am făcut-o. Am această satisfacție că familia mea este ridicată prin lucrarea pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă Crăciun. Asta înseamnă Crăciun. Și apoi, în al treilea rând, ca să răspundem la această întrebare, cum se așteaptă Crăciunul? Deci cu caracter. Apoi vedem mângâierea celor ce așteaptă. Hai să vedem în al treilea rând grija celor ce așteaptă Crăciunul. Grija. Luca 2 cu 29. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, versetul 30, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Știți care este grija celor ce așteaptă Crăciunul? Este grija pe care a avut-o și Simeon. Pot eu să fiu convins? Pot eu să am certitudine? Deci prima dimensiune, Crăciun înseamnă certitudine, certitudine. De ce a putut Simeon să spună, slobozește în pace pe robul tău? Pentru că a știut cu siguranță, cu certitudine, fără îndoială, că a luat în brațe pe Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea este aceasta. Cum voi ști eu ca să mi se ia și mie această grijă? Cum voi căpăta și eu certitudinea că cel ce s-a născut în ieslea Betleemului este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii? Răspunsul este simplu, dragul meu. Dacă vrei să ai certitudine, cheamă-L în viața ta. Cheamă-L în viața ta. Uitați-vă în Psalmul 34 cu versetul 4. Puneți pe ecran Psalmul 34 cu versetul 4. Un cuvânt simplu, dar care dă certitudine. Un cuvânt care trebuie să te ridice și pe tine, pentru că nu este numai pentru David care a scris psalmul, este pentru oricine, cât de simplu ar fi el sau din care pătura societății ar face parte, educat sau needucat. Psalmul 34 cu versetul 4 spune: Eu am căutat pe Domnul și ce a făcut? Mi-a răspuns. M-a izbăvit din toate temerile mele. Certitudinea este aceasta, dacă îl cauți, îl găsești. A promis-o Dumnezeu, despre care v-am spus că este credincios făgăduințelor Lui. Cine mă caută cu tot din adinsul, mă las găsit. Mă las găsit. Nu știu dacă Iisus este diferit. Caută-L. Cheamă-L în viața ta. Cheamă-L în business-ul tău. Cheamă-L la școală cu tine. Cheamă-L în familie. Cheamă-L în boala ta. Cheamă-L în neputințele tale, cheamă-L în suferințele tale, cheamă-L. Și El răspunde. Mi-aduc aminte când eram student la master în Cleveland, Tennessee, într-una din zile, unul din
profesorii de atunci și care este președintele Facultății de Teologie, doctorul Stephen Land, mi-a zis: Lazar, în Atlanta, la mine la biserică, este o familie de români, dar numai doamna știe să vorbească românește, doamna Sumter. Și vrea să vă cunoască, să vă vadă, să vadă cum arată o familie de români din România. Doamna Sumter se născuse aici, în America, are 90 și ceva de ani acum. Atunci avea 75-76 de ani. Ne-am dus în Atlanta, ne-am dus cu profesorul Steve și doamna Sumter foarte drăguță. Ne-a așteptat, s-a îmbrăcat cu o ie românească, ne-a făcut mămăliguță cu tocăniță, așa ca la România, ca la țară. Am vorbit cu ei, ne-am dus la biserică și dânsa a crescut în biserica ortodoxă. Avea cancer la gât, cancer la laringe. Ascultând cuvântul Domnului, a fost mișcată de cuvânt. Și soția este martoră, a venit la mine la sfârșit și a zis: Părinte, eu cred ce ați predicat. Dacă dumneavoastră cu doctorul Steve mă miruiți, uncu un de lemn. Asta înseamnă miruirea. Eu cred că Dumnezeu vindecă cancerul de la gâtul meu. Ne-am rugat cu ea. Am uns-o cu un de lemn în numele Domnului Iisus Hristos. Trăiește și astăzi. Asta este certitudinea noastră. Că Dumnezeu este real. Este real. Grija este să avem dovadă. Dovada este: smerește-te în fața Lui, pleacă-te în fața măreției Lui și El îți va arăta măreția Lui. Dar dacă îl privesc cu aroganță, dacă cred că eu știu toate lucrurile, dacă eu cred că am răspuns la toate lucrurile, dacă eu cred că puțină școală pe care am făcut-o mă face să fiu mai mare decât Dumnezeu și mai înțelept decât Dumnezeu, nu o să am nicio certitudine când abordez pe Hristos în felul acesta. Dar dacă îl abordez cu inimă deschisă să învăț, să-l cunosc, să-l întâlnesc, atunci Hristos nu mă lasă la îndoială. Și a doua grijă a celor ce așteaptă Crăciunul este: Crăciun înseamnă universalitate. Universalitate. Versetele 30 și 31. Căci au văzut ochii mei mântuirea ta, și fiți atenți, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Crăciunul nu e numai pentru oameni simpli. Crăciunul este și pentru oameni educați. Crăciunul nu e numai pentru români, este și pentru americani. El a venit pentru toate popoarele lumii. El a venit pentru toți oamenii. Dumnezeul nostru nu are favoritisme și nu face favoritisme. Dumnezeul nostru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, este un Dumnezeu milos, care așa cum se uită la mine, se uită și la tine. Așa cum se uită la casa mea, se uită și la casa ta. Așa cum se uită la biserica Emanuel, se uită și la biserica din care tu faci parte. Dumnezeul nostru, prin Iisus Hristos, este un Dumnezeu universal, adică în inima Lui, în palmele Lui, în rănile Lui, încape toată lumea. Tocmai de aceea versetul de aur al Sfintelor Scripturii este socotit, Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cu aceasta spus, dați-mi voie să mă adresez bisericii într-o manieră mai aparte. Frați și surori, în bisericile noastre, de multe ori la sărbători ca acestea, vin oameni care n-au fost niciodată, cu blugii rupți, cu păpuci murdari, poate nespălați nici pe dinți, poate neîmbăiați.
Vin oameni care sunt bețivi și sunt drogați. Vin oameni care trăiesc în adulter și oameni care trăiesc departe de Domnul. Vin membri din familia noastră care sunt rebeli și care ne fac de râs și ne fac de rușine. Aș vrea să amintesc bisericii, grija pe care trebuie să o aibă biserica este aceasta: Iisus Hristos este universal. Pentru oamenii aceștia a murit El. Pentru că dacă vor intra în biserică, nu vor mai rămâne așa cum sunt, după cum nici noi n-am rămas cum am fost. Să nu-i scoatem din biserică, Iisus a murit pentru ei. Iisus a născut pentru ei. Iisus a venit pentru ei, pentru că așa eram și noi, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și așa erați și voi. Dar acum Hristos v-a înnoit, v-a schimbat și v-a binecuvântat. Prin urmare, bucură-te când vezi pe cineva intrând în casa Domnului. Adu-l în rugăciune înainte lui Dumnezeu, nu-l scoate din casa lui Dumnezeu. Lasă-l lângă crucea lui Hristos. Și Hristos îl va transforma. Nu noi îl transformăm, nu biserica îl transformă. Iisus Hristos îl transformă. Cuvântul lui Dumnezeu. Cum aștepți tu pe Iisus? Cum ai așteptat Crăciunul acesta? Învață astăzi de la un profet bătrân, a cărui nume este Simeon. El a așteptat pe Iisus cu integritate. El a fost mângâiat pentru că l-a așteptat. El a așteptat cu o grijă. Vor să aibă certitudine. Și pentru că Duhul Sfânt i-a dat această certitudine, a putut să spună: slobozește în pace. Cu alte cuvinte, Doamne, pot să mor liniștit, asta înseamnă slobozește în pace. Pentru că ochii mei au văzut mântuirea ta. Pot să spun cu certitudine, eu l-am văzut pe Domnul, fraților. L-am văzut în viața mea, l-am văzut în casa mea, l-am văzut în familia mea, l-am văzut în boala mea, l-am văzut în neputința mea, îl văd în cuvânt, l-am văzut în biserica Emanuel, l-am văzut și în dimineața aceasta. Iisus este al nostru. Iisus a venit pentru noi. Întrebarea este: îl vezi și tu? Ne ridicăm în picioare. Care ți este inima? Care ți este așteptarea? Cum privești la El? Ce ai vrea de sărbătorile acestea? Ce certitudine să-ți dea Dumnezeu? Dacă vrei o certitudine clară, deschide-ți inima în fața Lui și spune: Doamne, fiindcă ești real, ai milă de mine, îndepărtează păcatul din viața mea, Doamne, din casa mea. Și dovada că l-ai îndepărtat, aceasta va fi certitudinea. Pentru că foarte mulți întreabă: cum știu eu că Dumnezeu mi-a iertat păcatul? Păcatul duce vinovăție, îngrijorare, depresie, o povară psihică greu de purtat, care te îmbolnăvește. Când Hristos te iartă, ai în inimă o pace cum n-ai întâlnit niciodată. Asta este dovada iertării. Ai în inimă o liniște, o ușurare în suflet, pe care nu poți avea nici într-un dar pământesc. Vrei certitudine? Deschide-ți inima în fața lui Dumnezeu, în fața lui Iisus Hristos. Ne rugăm cu toții Domnului, chemăm îndurarea Lui, chemăm numele Lui peste noi și peste casele noastre, peste Biserica Emanuel, și spunem: Doamne, vreau să rămâi în viața mea, vreau să rămâi în trăirea mea, Doamne, și vreau să mă bucur de aici încolo de îndurările Tale cu mine, cu casa mea, cu copiii mei, cu soțul meu, cu soția mea, cu părinții mei. Ne rugăm cu toții Domnului și când rugăciunea în comun se încheie, pastorul Semenea ne încredințează în brațul lui Dumnezeu pe toți. Ne rugăm cu toți acum. Aleluia!
Te slăvim pe tine, Domnul și Dumnezeu nostru, că și în această zi ne-am putut aduce aminte și am putut să declarăm că de-a lungul anilor, de-a lungul anul 2013, ai fost Dumnezeul nostru care ai fost cu noi. Ne-am adus aminte de binecuvântările cu care ne-ai binecuvântat și am slăvit numele Tău cel Sfânt. Am văzut, Doamne, că în viața noastră încă avem atâtea nevoi, atâtea cauze, atâtea dureri, atâtea lipsuri și credem că în dimineața aceasta Te-ai atins de noi. Îți mulțumim că ești Dumnezeu care asculți rugăciunea când este adresată în numele glorios a Domnului Iisus Hristos. Doamne, în dimineața aceasta Îți mulțumim că ne-ai trimis cuvântul Tău să ne vindece. Îți mulțumim că cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și plin de îndurare. Îți mulțumim că alături de Simeon în dimineața aceasta am putut să vedem cum să Te așteptăm pe Tine cu integritate. Te rugăm din toată inima, iartă momentele de neveghere. Iartă momentele în care ne-am trăit în integritatea dorită de Tine. Și te rugăm din toată inima, toarnă în biserica Ta locală, toarnă în biserica Ta universală, integritate din Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumim că ești acel care ne-a dăruit mângâiere și în această zi. Îți mulțumim că Iisus Hristos este acel care mângâie poporul Său. Este acel care ridică, este acel care iartă păcatele și Te binecuvântăm pentru aceasta. Și te rugăm din toată inima pentru cei care sunt prezenți aici și au de departe, lucrează în viața noastră la fiecăruia. Dă-ne, Doamne, sfântul dar a pocăinței. Dă-ne o inimă potrivit cu inima Ta și numele Tău să fie înălțat, cinstit, preamărit și glorificat a Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt de acum și în veci de veci. Amin. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Mulțumim Domnului pentru părtășia din casa Lui.